Furie. Furie. Așa, hai să vedem. Daniel, uimire. Uimire. Bucurie. Grație acestui proiect, mai bine de 2 luni de zile, elevii noștri în spații sigure care sunt susținute de YPR Moldova pot să practice acest joc care de fapt îi învață să reflecteze încă o dată în plus cât de important este să vorbească despre emoțiile pe care le simt tinerii la etapa adolescentină și preadolescentină, dar și învață tinerii să cunoască informații privind sănătatea reproductivă care constituie o componentă destul de importantă pentru tânăra generație. Pentru YPR Moldova este extrem de important să asigure un spațiu sigur pentru tineri, acolo unde ei își pot discuta emoțiile, trăirile, pot vorbi despre sănătate, sănătate mentală, sănătate reproductivă. Iar YPR Game este o modalitate de a învăța prin joc. Acest joc oferă acest spațiu sigur în care emoțiile lor sunt puse la iveală pe tavă, răspunzând la întrebări în cele 4 runde de joc. Jocul a fost creat, tipărit și a ajuns deja în 20 de localități din Republica Moldova, în 2 versiuni, limba română și limba rusă, disponibilă de a fi jucată pentru tinerii refugiați din Ucraina, aflați pe teritoriul Republicii Moldova. Și ne dorim foarte mult ca prin intermediul acestui joc, tinerii se simtă confortabil de a comunica pe subiecte tabu în societatea noastră și aici ne referim la sănătate mentală și sănătate reproductivă. Iar toate astea luate din perspectiva emoțiilor și trăirilor personale. Ne dorim foarte mult ca tu, tinere, care privești acest video, să cauți echipa din localitatea ta care deține jocul YPR Game și să îți dorești să testezi acest joc și împreună cu colegii tăi. Pot să menționez despre acest joc că este un joc foarte informativ. La începutul jocului am avut o stare de optimism, însă la finalul acesta am fost foarte încurajat și înștiințat despre anumite probleme sau anumite situații care se pot produce în viața de zi cu zi. YPR Game este un joc interactiv dedicat adolescenților de 14-18 ani care pot să învețe despre sănătatea reproductivă și sănătatea mentală. Din ce este format mai exact jocul? Are 4 runde. În prima rundă este vorba despre noțiuni. Acolo tinerii învață să explice cu propriile cuvinte noțiuni esențiale privind sănătatea reproductivă și sănătatea mentală. La a doua rundă de joc avem întrebări-răspunsuri, întrebări care deoseori le primesc adolescenții și la care poate nu au un răspuns explicit și atunci pe carduri sunt aceste răspunsuri, dar ei învață să le dea și să le aibă atunci când le primesc de la semenii lor. A treia rundă este despre mit și adevăr, mituri care sunt răspândite în rândul tinerilor și respectiv prin intermediul jocului, alți tineri învață dacă e vorba de mit, dacă e adevăr și argumentează poziția lor. Iar a patra rundă este despre situații-problemă, situații care se întâmplă cu adolescenții din jurul nostru și ne dorim foarte mult ca prin această rundă să învețe să ia decizii când sunt într-o situație problemă, să ceară ajutor de la un specialist, de la un psiholog, de la un ginecolog, de la un dermatovenerolog, să adreseze unui specialist să discute despre situația lor problemă. Iată că prin aceste 4 runde, care sunt într-un mod foarte interactiv pentru tineri, învățăm să fim cât mai responsabili de sănătatea noastră și să avem grijă cum ne uităm la emoții, cum ne uităm la schimbările care au loc în adolescență în corpul nostru, să ne acceptăm pe noi, pentru că este vorba despre corpul nostru, și să putem să avem relații armonioase cu cei din jur, cu fetele și băieții din jurul nostru. Bine, știi? Alo, prin ce căi nu poate fi transmisă infecția HIV? Prin saliv, prin aer și prin contact. Prin folosirea liceului public.
Acest joc trezește foarte multe emoții pozitive, chiar și pentru o persoană timidă. Aceasta, jucând, are motivație de a fi activ.